Bună ziua! Suntem iarăși la emisiunea Interviu cu Sorocieni, iar alături avem un sorocean ZBG de județ Soroca, domnul Vasile Preotesi. Bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit, dumneavoastră! Sunt Vasile Preotesi, din municipiul Soroca, originar din satul Vărâncău, județul Soroca, da, malul Nistrului, cel mai mare cotitură a râului Nistru. Cum era satul Vărâncău, cum îl țineți minte deodată? Satul Vărâncău este un sat pitoresc așezat între niște munți, așa vorbesc, de cretă, care într-o parte cretă, din altă humus și cu piatră de construcție foarte bogată în cariere și de când mă știu, așa se exporta foarte mult cret se exporta la noi în toată ziua din carierele de asta pentru întreaga Republică și Uniunii Matincă. Îmi se pare că duce la Târgu Vertujeni, acolo mașini veșnic, care în toată ziua, numai duminica nu carau, restul carau și asta. Și colbarai, tot asta, tot înghețeam, că eu locuiam pe casa părintească, e pe malul șoselei centrale. Și colb, da, așa se face, așa e. Am crescut așa, mă vedeți cum s-a. Am înțeles că făceați și unele șoti cu mașinile astea, le mai încurcați un pic, ce făceați? Da, făceam unele șoti ca copii, din mahală ne grămădeam și mai puneam unele pietre, adunam pietre și ca să oprească mașinile, să nu margă mult mașini pe drum și mai șoferii mai strigau, mai băteau un porț, strigau, dar noi ne ascundeam și ne râdeam. Mergea, așa, copilărești cum erau. Mult șoțe s-au făcut pe vremea aceea, că altceva n-avem telefoane, n-avem alte joci și ne jucam, toți copiii din mahal ne adunam într-un loc și făceam, căutam ceva să ne ocupăm, că altfel, de fără ocupație, până a da, să începem la lucru. Din clasa a doua, a treia, plecam la muncă, pe câmp, nu ca acum. Cine vă sunt părinții? Cine v-au fost părinții? Părinții, mama mea, Nadia Furdui, și tata Iona Preotesi, au fost originari din satul Vărâncău. Oameni simpli, țărani, tata a lucrat până la urmă în brigada de construcție, a fost șef la brigada de construcție, dar a fost o CSO, cum era înainte, astea au construit clădiri, școala din Vărâncău, cămin cultural, astea, școala de muzică și la Slobozea Cremine și casa de cultură și mai multe obiecte au fost. Mama, simplu lucrător la câmp, la tutun și așa e. Știți cum Bunel a fost primar până Bunelul la meu, Manole Furdui, de pe mama, a fost ultimul primar în satul, în comuna Vărâncău. Ultimul primar până așa a venit eliberatorii și a fost nevoit să fugă. Eliberatorii ghilimele? Da. Până a fost nevoit să fugă peste prut, că altfel să nu fugit, eram, poate mă nășteam în Siberia, dacă mă nășteam încă, și știi, avea să fie toate rudele duse în Siberia și el a riscat cu viața lui și a fugit peste prut și pe care nu l-am mai văzut niciodată noi. Dar el 20 de ani a trăit acolo, cum țineau legătură familia, scriau scrisori, nu știu cum discutau? Foarte greu s-a scris primele scrisori în 1965-66, prima scrisoare care venea și nu a venit pe numele mamei, dar a venit pe un numele de la o soră de-a lui Bunelu Manole, care a venit și ne-a citit ea că tata, Bunelu e sănătos și este, dar nu poate să vină încoace, fiindcă dacă venea aici, era băgat în închisoare și trimis în Siberie. Și acolo și-a murit, în județul Prahova, acolo am avut un... El s-a recăsătorit acolo după mult timp. A fost nevoit să fugă, ascuns, a stat și acolo, că acolo tot erau sovietici și
îmbla scuzând că sovieticii căutau și să-i întoarcă înapoi, să-i dă comuniștii de acolo, să-i dă aici și să-i trimată să fie judecat, să fie duși în gulaguri. Și el a fost nevoit să fugă, a fost fugar foarte mult timp și a murit prin 67, a murit. A rămas în urma lui un ficior de acolo, ne-am întâlnit cu fosta soție, mama mare, cum era, ne-am întâlnit, au fost la noi, au fost de mai multe ori au venit, dar el nu a venit niciodată, nu a putut să vină. După moartea lui, de-a venit mama și cu asta, soția și cu copilul Ion Furdoi, au venit și am avut relații bune până au decedat. Au decedat. Nu mai rămas nimeni acum în Prahova, dar am fost acolo, ținem legături, știu unde să înmormântați, trebuie mai des să plecăm, pur și simplu, dar hotarul este de la prut, nu de voie să circulăm când vrem. Trebuie discos. Trebuie discos, pentru asta și luptăm, că să scoatem hotarul. Să dacă hotar între națiune nu poate să fie. Ați spus că sovieții îl căutau pe cei care s-au refugiat. Am înțeles că căutau inclusiv aici în sat la familie. Mama dumneavoastră a avut suferit și s-a întâmplat. Mama mea a fost născută în 1932 și când în 44 avea 12 ani. Când bunelul a plecat, a rămas mama, bunica mea și care a murit în 1947 de tif, a fost înmormântată într același zi cu tata ei, Gavril Furdui, au murit amândoi de tif și într aceeași zi au fost înmormântați și mama a rămas cu sora ei mai mare, cu 2 ani, care curând s-a, nu cu 2 ani, cu 5 ani, și care curând s-a măritat în satul Racoveț și mama a rămas singură, copil de 13 ani, a rămas singură și vai de capul ei ce viața a dus. În toată sara era, veneau de la Sovietul Sătesc, cum era atunci, Sel Soviet, veneau străjeri și o luau și o chemau mama în cămașă în noapte, ducea la Sel Soviet și era interogată, toată vremea era interogată, punea, era un capitan Ciorni, îi spunea, și punea un încăvădist, îi punea pistolul la templu și spunea, întreba, unde tvoi atest, svoluci? Mama nici nu înțelegea limba porcească, limba rusă, mă scuzați, că eu așa vorbesc. Da. Limba rusă e limba frumoasă. Da, nu, că eu am dreptul să spun că ei la limba noastră le spun limba mulul, eu pot să spun limba porcească lor, lasă să fie așa clar. Este bine mea, eu cred că totuși limba rusă are respect, pentru că a avut foarte mulți purtători buni, cu veri. Da, dar și limba noastră tot are, dar ei ne numesc pe noi cum le vin la gură. Unii. Cum le vin la gură, așa nu numesc, așa trebuie să-i numim și noi. Și până la urmă ce s-a întâmplat? Mama nu știa? Nu, mama nu știa nimic, nici nu știa unii, tata nu trebuie să răspundă. Și au lăsat-o în pași, dar târziu, mulți ani au chinuit-o până au lăsat-o în pași, fiindcă s-au schimbat, de-am a pierit Stalin și de-am au venit alte vremuri, adică nu mai bune, dar nu erau bune. Mai pentru ușor. Că, da, practic. Au venit Hrușciov și tot aceeași politica rusului așa, numai de ocupare și de intimidare a popoarelor care le-au ocupat. Dar de ce, nu știți de ce bunelul nu a luat și familia cu dânsul când s-a refugiat? Nu putut să iei, fiindcă el se ducea în neștiere, nu știa unde se duce. Că s-a avut rude acolo care îl primeau cu familia, dar așa dacă el nu avea rude, și a fost nevoit să ducă așa pe beag, să vadă unde s-a putea ceva. Și acum în județul Prahova au ajuns. Asta e departe, cum n-ar fi de hotarul de prut. Și asta a fost soarta. El a riscat adică s-a jertfit el pentru a scăpa, că altfel eram nimiciți, poate. Dacă, ca familie de primar, să fie mama lichidată. Ceilalți bunei?
Cine a fost? El a fost agricultor, a lucrat în deputata, a fost în câmp, a fost a lucrat pământurile. Adică colhozul, dar colhozul nu prea era bunelul meu. Alexandru a murit în 1961. Eu eram mic, aveam 5 ani, 4 ani. Îl țin minte tot astea. Bunica a rămas, așa cum a murit în 1983. Aveți un sat pitoresc, unul cel mai frumos de la noi din Ținut. Ce rol avea Nistru pentru copilăria dumneavoastră, peisajele cele? Cum țineți minte? Nistru a avut mare influență asupra noastră, fiindcă plecam toată vremea la Nistru, nu, părinții nu prea dau voie, fiindcă stemeau și așa, odată am plecat și eram să mănec și de atunci cam mai rar am început să mă, da, tot m-am luat cu alți copii și m-am apucat de o cameră de asta, de not, cum era înainte, ne-am apucat și am ajuns cam la mijloc și mi-am dat drum, am văzut că mă duc mai departe și m-am dat drumul și m-a salvat un om acolo, m-a scos. Poate nu mă necam, dar m-a scos omul și ala, mulțumesc dumnealui. Prindeau lumea pește acolo, prindea, eu n-am pescuit niciodată, nu prea îmi place, îmi place să mănânc peștele, să-l prind nu prea. Și asta, am fost în lunca noastră acolo la Vrâncău, foarte frumos peisaj acolo, strângem urzici, strângem, pășteam capra, am avut o capră, eu eram principalul care aproviziona capra cu mâncare, o pășteam, o duceam, o priponeau pe colinile Vrâncăul, pe asta. Știu că avea capra și un nume interesant. Maniuța. Îi ziceam Maniuța, fiindcă așa era, nu știu, mani. Și aveam capră, mânca și zarzi de pe copaci, zarzi, cum erau zarzi, acum se caise, dar atunci erau zarzi, zarzi este simpli. Și asta eu nu a fost, pășteam prin toate haturile, pe tot locul. Pe urmă am avut un berbec care m-a tras de pe de pe toloacă, îl ducem și îl puneam și el s-a scăpat și fugea cu tot lanța, eu îl țineam și mă trage la vale pe toloacă, m-a drăpanat tot burta, lumea de jos striga, dă-i drumul, dar eu îl țineam, eu îl țineam. Și asta a fost mult peripeții, dar ce-i să faci? Și așa era copilărie înainte, că lucram. Eram puși la muncă, pentru că dacă nu eram puși la lucru, aveam să fim niște oameni care, nu știu, totuși educația prin muncă și prin stimă față de oameni, altfel decât acum. Bună ziua, spunem la toată lumea din sat, cunoștem, nu cunoștem, bună ziua, că așa eram educați și la școală, acum nu prea ies educație nici în școală, nici nicăieri, nici în familie. Câți copii ați fost în familie? Doi. Am fost eu din 1956 și sora mea din 1957, Maria. Și aia de minte, practic, erați. Da. Eu eram mai mare și mama m-a lăsat când astăzi am grijă de gospodărie, de toate, avem oi, avem capre, avem astea mai multe. Și eu eram badea. Adică nu mi-i spunea badea, pur și simplu Vasilică. Vasilică, așa era dezbrădată în familie, da? Da, da, Vasilică eu. Mama, dacă ceva facem voșotii, Vasilică vine încoace. Avea un băț asta care l-a aruncat, care alunga niște mâți că îți băgau sub masă, mâți și cu acela am un ieș, mai netezești pe mine din când făceam nebunii. Și mă mai înciudam că deodată să aruncam bătul ăla în grădină, le zice, Vasilică, du-te să adă bătul mai rău o să fie. Și mă ducem, mă ducem, mă punem la loc. Așa-i. Dacă nu prea făceam multe năzbutii, dar tot, ca un copil. Ca tare am fost cu minte, să spun. Față de unii de acum, eu am fost cu minte. Când zărași, da? Dar casa părintească, ce e acum acolo? Casa părintească, am fost nevoit, dacă eu am casa aici,
putea să dărâme. Casa a fost construită în 1963, nu era veche, și am dat-o cam cu desela la un om din Vărâncău, un Braniște din Vărâncău, care s-a deschis acolo un magazin. Asta a făcut de reparația roților, nu știu, și acolo, asta, mai mult. Dar când treceți pe acolo, vă trageți la casa trăită? Bineînțeles, dar nu prea trecem ea ca și chestie. Mă duc numai la Blăjâni, că nu prea am pe nimeni acum, numai la Blăjâni. Ducem la cimitir, facem ordine și asta e, așa e soarta. N-avem ce faci, că să te duci pe cap cuiva, nu e normal. Ion ne primește, mai am niște rude acolo, dar... Acum, înainte mai se mai întâlneau rudele mai des, dar acum știți cum e. Fiecare în găoacea lui are treburile lui, au nevoile lor. La școală ce obiect preferat ați avut? Ca tare, fizică și în chimie am avut talent. La franceză am participat și la olimpiade, care erau atunci. Cultura fizică. Când am cântat în horul școlii, am participat la mai multe evenimente, dar mai mult lucram acasă, înșaram la tutun, păpușăm tutunul, facem lecții după ce păpușăm în gura beișului. Toamna, era frig și în gura beișului, că aducem tunul îl muiem în beș și îl păpușăm pe genunchi toată vremea, după culori, după alegem care sortul 1, sortul 2, cum era atunci, era preferat, nu? Fiecare frunză. Fiecare frunză te uitai și îmi puneai și culoarea, că altfel vine inspecția când duce la primire acolo și s-au refuzat, ziceau că nu merge asta culoarea, nu știu, spuneam altă categorie și plăteam mai puțin. Așa era. De ce ați ales mai apoi să mergeți la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca? După absolvirea 8 clasă în sat, că nu erau 10 clasă, am hotărât să plec la Racovăț, la sora mamei acolo locuia și să prelungesc studiile acolo. Și pe drum, când m-am dus, m-am întâlnit cu un băiat din Racovăț și ce cum îmi duci? Zic că ia că mă duc să dau actele la școală, la nouă clasă aici. Zic că ai să reușești atât vreme, mai bine du-te la sofos tehnic, cum zicea înainte, la selhoz. Eu nici nu prea știam atunci, n-am prea umblat așa, am fost la Soroca, dar nu știam încă. Și m-am abținut să dau actele și am venit la Soroca și am dat actele aici și am susținut examenele și m-am dus 4 ani. Ce profesie acolo ați preparat? Asta e de mecanic, tehnic-mecanic. Am absolvit în 1975 și după aceea m-au luat în armata rusească până în 77, am făcut serviciu militar la răsăritul deportat la China, la Usurisk. Cunoașteți zona, da? Da. Dar, apropo, la colegiu, ce profesori erau buni la care ți-a avut și învățat, nu doar ca profesie? Știu că era regretatul Eugen Pașecnic și alții la fel. Da. Au fost profesori foarte buni, am avut Hallis, la matematică, Leonid Abramovici, cum îi spunea înainte, era pe urmă domnul Eugen, noi îi spuneam Eugen Urechi, pasăcnic, îi spuneam Eugen Urechi, așa el povestea și noi îi spuneam tot vremea, așa, între noi vorbeam că e Eugen Urechi, foarte bun om, pe atunci ne educa în stilul românesc, înțelegeți, că el n-avea dreptul să vorbească cum trebuie, dar el, așa nu-i insuflat, el vorbea ca adevărat român. Toate lecțiile lui intrau în suflet, știam, parcă știam cine suntem noi, încă nu avem relații cu România, încă nu știam, dar știam cine, parcă simțeam că suntem un neam de înaintașul nostru a fost oameni de treabă. Nu aici care au venit și ne-au eliberat.
Și asta au fost. Au mai fost oameni. Au fost aici Trofimul Ion, predat fizica. A fost Popușoi, numai că Popușoi nu ne-a predat, el în altă parte, la electrici predat. Vasile Popușoi, regretat. Da, Vasile Popușoi, da. Care a fost cu noi în Frontul Popular, a fost. După armată ce ați făcut? După armată, după așa am terminat Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, am fost îndreptat în raionul Orhei. Atunci așa era îndreptare, te îndrepta unii să activez. Și eram, am fost trimis la Soviet Colhoză, cum era înainte, în raionul Orhei. Și de acolo mi-a dat îndreptare în satul, în colhozul Dimitrov, satul Podgoreni și Zagoreni, în colhoz. Și am fost până la armată, am fost inginer pe tehnica securității pe colhoz și după aceea am lucrat, puțin am lucrat acolo, două luni și am intrat la 1 august, am intrat în lucru și la 31 octombrie am fost data de 2 noiembrie am fost înrolat în armata sovietică. Și m-am dus după aceea, după armată, am venit și iar înapoi acolo, că așa. Și mi-au dat alte funcții, un fel, eram, cum s-ar spune acum, un fel de lucrător, de inginer șef, asta, numai că eram producere, pe toate fenomenele producere, cu tehnica, cu toate acestea, aveam o echipă și de electrici, și de mecanici, tot ce era în gospodărie, eu eram responsabil. Acolo ați făcut cunoștință cu viitoarea soției? Nu. Acolo am fost până anul 1978, și după aceea mi s-a făcut niște lehamtică, cam glod eram asta și am hotărât să plec la Chișinău. Am plecat la Chișinău și nu prea aveam de lucru unii, era greu să te angajez în serviciu și am găsit la o zină de silmaș, cum era înainte, mașini agricole din asta. Și am lucrat acolo vreo 2 luni inginer dispecer. Și după aceea m-am mutat, nu-mi plăcea că nu aveam unde locui, trebuie să trăiesc la gazdă și salariul nu permitea, și m-am angajat la uzina experimentală numele lui Kalinin, ca lăcătuș. Am lucrat acolo, nu la cămin, trăiam foarte bine în căminul acela, eram activist, asta organizam tot în cămin, eu organizam, mai că erau instructori care trebuie să aducă pe lucruri educative, asta, dar eu făceam dansuri, eu eram lider acolo, în toată sâmbăta, duminica, făceam dansuri la tot tineretul acela, făceam tot. Și am dus-o până în 1979, când în 1979 am întâlnit viitoarea soție, Maria Guțanu, din raionul Călăraș, satul Sibirica. Unde ați întâlnit-o? Păi în căminul unde locuiam eu, era o fată, o prieten de ei. Și eu trăiam bine cu toate tineretul cealaltă, trăiam bine. Și am intrat acolo și am văzut o fotografie pe perete la... Îmi întreb, cine e fata asta? Zice că ea, că e o prietenă mea. Zice că asta e soția mea. Și peste vreo o lună, undeva, în autobuzul care circula de la Vadul Lăvod, acolo, e caminul la Vadul Lăvod, strada Vadul Lăvod, plecam în oraș cu o fată la un film. Și când intră și Galina, și Vasile, ia ca Maria, ia ca asta.
Eu îndată m-am bucurie, așa, și mă ofer să-i dau scaunul, el nu vrea, că e că mai am cu o fată alături. Și îi zic, poate mergem la film, dar eu când s-o uitați, că, zic, că e și cine este, dacă stă cu una alături și eu invit la film. N-am vrut. Am plecat eu la film, astea am venit înapoi, am catat telefonul și am sunat-o și ne-am înțeles. Dar de 13 ianuarie 1969 și am telefonat și data de 15 ne-am întâlnit. Acolo ați întârziat la întâlnire ce e, da? Da. Am data de 14 eu am întâlnit, că făceam Sfântul Vasile, dar atunci erau sărbătorile pe vechi și ca asta a venit viitorii nășei cu încă o pereche acolo la mine și am invitat-o pe dânsă. Ea n-a vrut. Ne-am înțeles să ne întâlnim data de 15. În seara de Sfântul Vasile, așa o zăpadă, nu ne însăs ca acum, ca în altul ce. O zăpadă, când putem deschide ușa și căminul, așa o zăpadă mare, că era tot orașul băcșit, nu merge transport nimic. Până la serviciu am mers, nu era departe acolo, am mers. Dar mai departe, când ne-am înțeles să ne întâlnim la ora 5 la telefoane în oraș, acolo, pe strada fosta Leninului și Ștefan cel Mare, și nu putem să mă duc. Cum să mă duc? Autobusul nu circulau, nu circula nimic. Dar unde am trebuit? Era o jumătate a 6, mă, nu știu cât era. Am ajuns eu acolo, m-a așteptat soția. De-am era liham, m-a așteptat și de atunci, iaca suntem împreună, data de 25 februarie ne-am înscris la Vărâncău și am făcut nota și de atunci suntem împreună. Sunteți împreună, sunteți mai mulți. Da, suntem împreună și Dumnezeu ne ajute. Avem 44 de ani, am 45 de ani, avem copii, nepoți. Despre copii spuneți-ne mai multe. Copilul s-a născut în 1979, Adrian. Ne-am mutat de la Chișinău, ne-am mutat în coace. Soția e gravidă, trăiam acolo la o gază, de-am că în cămin nu ne dau voie, de-am dacă m-am căsătorit, trebuie să eliberez asta, camera. Și am trecut la o gază, pe poșta veche acolo, condiții nu prea erau, guzgani, ce vrei erau. Și am hotărât soția cu viitoarea noastră nășică, că trăiam tot la poșta veche și ei trăiau. Și s-au hotărât ele amândouă, hai să mergem la Soroca. Nu noi, bărbați, dar ei, bărbatul meu, nășelul meu e de Red. Și ele au hotărât că se deschide fabrica de articole tricotate în Soroca. Nici nu știam, ele au zis nu știu de unde. Și hai să plecăm la Soroca. Hai, dacă mai mult că eu am vrut, nu eu am vrut. Și am venit la Soroca, aici ne-am angajat la fabrică de tricotaje. Eu, soția era pe concediu de creștere a copilului, adică de prenatal. M-am angajat în funcție de mecanic ca tare. Dar nu era funcția asta, era un fel de lăcătuș, eu singur nu știu cum mă numesc. Acolo era scris mecanic, dar făceam toată funcția, dacă era încă construcția. Și ajutam acolo tot ce trebuie să facem și pe urmă am avut alte funcții, dar atunci deodată așa era. Trăiam la gazdă, trăiam strada Carpencu, două familii, eu cunoșteam, asta la Bujorău, ca aici. La Bujorău, pe Carpencu, chiar la Colțăvo. Și cam era o sobă între noi și o măsuță în căpie. Și patru, și alt patru, și alt două patru. Așa eram, asta, două familii trăiam. Așa. Și pe urmă ne-am mutat în altă parte. Tot am fost la mai multe gaze, am fost.
Ați cunoscut cu gazdele. Da, am Dar erau timpurile când de obicei specialiștii, mai ales, sau cei care lucrau în trepidițat, aveau să stăteau în rând la apartament. Ați stat, meastră? Am stat la rând la apartament. După aceea, că eu eram activist la fabrică, ca de obicei. În sindicat erați activist? Și în sindicat, pe tot locul, și în, cu projectorul comsomolist, cu toate acestea, eram activ. Și hotărâm, facem listele la apartamente, la toți le se dau, vin eu, dar eu trăiem la gază. Până am bătut într-o zi cu pumnoasă, eu mă dezic de toate, m-am dus la secretarul de partid și la asta de sindicate și zic, președinte, zic, ori îmi dați că min, ori eu lepă toate lucrurile astea care le fac adăugător, lepă și facem. Și au venit la mine acasă și unde trăim, locuiem la gazdă și au văzut condiții și ne-au dat cămin. Ne-au dat o cameră în cămin și cu timpul s-a eliberat a doua și am ocupat și așa și am locuit până în 1991, am locuit în căminul acela. Și... Dar vi s-a dat mai târziu până la urmă și apartament, da? Da. Aici e o istorie foarte mare, că eu din anul 83, undeva așa, până la restructurare, am început o luptă cu vinetișii. Și tot veneau și veneau, schimbau directori și toți aduceau specialiști invitați. Nu erau mari specialiști, lucrau, nu aveau studii, dar lucrau maestri, lucrau ăsta, dar noi care avem studii, eu terminasem și universitatea, absolvisem și asta, și nu aveam locuri de muncă. Dar ei primeau apartamentele, s-au dat vreo 200 de apartamente și eu eram a 59-lea și nu, tot pe loc eram, nu primeam. Ei, și ce am făcut eu? Într-o zi, mi-a dat mie așa în cap, eram prin oraș, iar într eu la comitetul executiv la Chișinău, taman venit atunci, era nou încă, am intrat în anticameră, era Ulinici și zic, eu vreau să scriu o cerere. Am scris o cerere în legătură cu faptul că la fabrica de articole tricotate s-au dat atâtea apartamente și astea, noi, în rândul astea, noi vrem să ieșim la demonstrație, era data 4 noiembrie, înainte de 7 noiembrie. De parada. Da. O leac mai înainte, 31, nu știu, ori 30 octombrie, mă tine, 31, nu știu când era. Și dacă nu dați-mi răspuns, dați-mi apartament. Dacă nu îmi dați apartament, noi vrem să ieșim la demonstrație. Facem o demonstrație, am pus de unii pe unii, de la fabrici de tricotaje, la Comitetul Raional de Partid, la Comitetul Executiv. Aveați lozinci atunci? Am pregătit tot, m-am dus înapoi. Ce lozincă era? Am organizat cu tot cei care stau în rând, i-am chemat și am pus picturi în funcție, am scris noi, fiecare avea lozincă, înscriere în oraș avem, apartamente nu avem. Și fiecare era pregătit, dar tot, la toți copiii, la toți oamenii. Și am scris cerere și așa am dat acolo, să-mi dă apartament. Dacă nu dați răspuns până data de 4, noi data de asta ieșim la demonstrație. Adeauza vine Olșanski, era vicepreședintele lui Kirchner, vine, mă cheamă mine la director, bună seara, bună seara, dar asta după serviciu, după să termină serviciu. I-am spuneți, Vasile Ivanovici, așa le numea aici, i-am spuneți, ce vreți? Apartamente vrem. Am scris eu totul astea, apartament. Apartamente, nu pentru mine, pentru toată lumea care stă în rând. Noi, înțelegeți, nu avem și astea. Nu știu. Acum acum se începe a construi trei clădiri așa, care era alături de acolo, pe drum de tricotaj. Hai să ne împărțăm pe cele. Dar nu se poate. Cum nu se poate?
nu vrea să ieșim la demonstrație. Am scris cerere și ea și eu m-am gândit capul, am luat și am scris cerere la televiziune. Era Iuri Tăbârți cu Corman, cu Gheorghe Corman. Și le-am scris lor scrisoare. Ia că așa, vă invit la data 4. Filmeză, da? Data 4, vă invit la demonstrație în Soroca. Așa, așa e, o telefonat la Comitetul Raional de Partid. Și i-au pus pe jar. Aici, la Comitetul Raional de Partid, s-a găsit un om de treabă și Vasile, i-ai pus pe jar. Ține-te! Eu m-am încurajat și eu am pornit asta. Dar cine era omul acela? Eu nici nu țin minte cine, precis. Dar un om bun, cineva din trânșii de acolo. Și că au făcut legătură cu Comitetul Raional și au spus numai decât să fășesc liniștiții. Dacă am auzit așa, ce să faci? Mai vine o șansă ca două țară, zic, nu știu, nimic, apartamente. Așa. O hotărât. Glavan venise atunci procurorul orașului, numai și venise. Bine, facem asta, ne întâlnim cu colectivul. În sala de festivități a fabricii, ne întâlnim cu colectivul, adunați colectivul și ne zicem. După serviciu, nu țin minte ce dat precis, vine, asta până la 4 noiembrie, vin. Tot executiv raional, la partid, la procurorul general, așa dată e la tribună, da, noi astea, am organizat, am pus microfoane și le-am spus oameni buni, eu vorbesc. Când așa va, eu am să vă dau cuvânt la fiecare care vreți să vorbească, nu mă simt ordine. Așa am organizat bine, așa ieși de acolo și eu le-am deschis ședința și le-am spus. Și tot ce dorim noi, Kirchner pune mâna în cap numai, scolaș, așa, nu e chip, zic, e chip, facem împărțările apartamentelor și aia, dar temelia încă nici nu-i pusă, facem, făiesc temelia așa, ne dați nouă pe astea, varianta albă, așa și-am făcut, am izbutit. Martiniuc a văzut că pierde reputația și o adus și ea de la sindicat, de la Chișinău, asta m-a în ziua aceea, uniția asta, și am pus întrebări, mai scurt, am hotărât întrebarea și am împărțit așa de două case, eu le-am împărțit. Prima și pentru fabrica de articole, de confecții. De centru. A doua ușă. Eu le-am împărțit, așa i-au văzut, așa, și pe urmă m-a înaintat la funcție de director la fabrică și vă susținiți. V-ați luat și dumneavoastră un apartament? Da. Mi-ați rămas în minus. Și când, vedem, când primim apartamente, Volodia Cojocari era, Vladimir Cojocari era juristul executivului și a venit în funcție, împuternicit el să, cu mine, cu comitetul sindical al nostru, să împărțăm apartamentele. M-am dus, un lucru colosal am făcut, am luat la toți care să primească apartamente, să strângă actele, să dea. Când se împart apartamentele, acei care eu le-am făcut apartamente, de ce preotes trebuie să primească la treile etaj, dar noi mai sus? Ei nici nu știu că trebuie să primească apartamente. Ia că acum e lucru, omul recunoscător. Am primit, dacă noi lucram amândoi la fabrică, și am primit la treile etaj și am dat, mai scurt, normal. Dar totuși am avut, dintre cei care le-am făcut bine, dau cu teatra mine. Dar mai târziu v-ați mutat de la apartament. Ați făcut casă. Da. Asta de-am în casă, am pornit în 1993. Dar erau vremuri grele atunci, cum ați reușit? Aveam, vedem, eu sunt o fire care strâng, nu cel risipitor. Și am acumulat bani, soția primea foarte bine la fabrică, lucra în secția de prelucrare, de vopsire, astea, și primea foarte bine, primea 300-400 de rubli pe lună, eu primeam 110, dar e asta. Și puneam deoparte, de vremea strângeam pentru să-mi iau o mașină. Stam în rând la Jiguli.
Strânsesem vreo 12.000 de ruble strânsesem. Pe vremea aceea erau bani. Și încetșor am luat locul ăsta de casă, tot acolo erau, dacă știți cine, tu erai mic atunci, că era gunoi, știi, Doamne ferește, cât gunoi am scos eu de acolo, 7 camazuri le-am scos, le-am curățat locul și după ce am curățat locul, de-am s-o găsit oameni care le trebuie locul și ăla. Au de Malamud, mai erau acolo clienți care... și am izbutit, am făcut încet ușor. Dar atunci lucrați la vamă deja, da? Da. Lucrați la vamă. Apoi în 91 am intrat la vamă. Dar am fost un an de zile am fost fără serviciu. Deci, între vamă, o perioadă îți vorbea cheie, chiar că dacă lucrați la vamă, acolo precis că au făcut ceva bani ilegali, mită și că și-au făcut casă. Cum ați răspunde celor care cred chestia asta, că de fapt banii pentru casă sunt făcuți ilegal la vamă? Dar nu putem să-i fac la vamă, asta nu-i vamă aici, cum sunt vamele la Leușeni, ori altă parte. Aici e vai de cap, trec și cu geanta, cu astea, cu... Nu poți să faci bani la vama asta, noi. Nu era contrabandă așa ca să... Dar nu mai era, pe urmă, s-au mai început cu aici care vin de la piață, de la... dar restul, aici nu-i vamă. Acolo, la Otașă, la asta era o vamă, cum trebuie. Și, pur și simplu, invidia oamenilor, știi, eu spun că... Am avut foarte mult neplăcere, am fost, pentru asta am fost și sancționat, am fost scos din funcție. Pentru ce? Pentru nu eram de partidul lor. Vroiam să mă atragă foarte mulți în asta, dar eu am fost în Frontul Popular, am fost vicepreședinte al Frontului Popular în Soroca și în cartica mea de muncă era scris vicepreședinte de astea. Și când citeau toți, mai ales că domnul Gheorghe Hioar, nimic, el era om de treabă și când el m-a angajat, dar... El conducea vama la nivel de Republică, da? Da, el era și director general al serviciului vamal. Și el m-a numit în funcție, fiindcă eu îl cunoșteam pe domnul Hioar, am fost voluntar. Da, apropo, ați fost printre primii frontiști din Soroca, printre cei care au luptat în mișcarea de renaștere națională pentru mișcarea de eliberare. Cum au fost acei ani când încă lucrați la fabrică și erați cu Frontul Popular, dar acolo erau conduși de comuniști? Cum erau acei ani? Povestiți-mă, rog. A fost foarte interesant. Eu spun că am pornit lupta cu nedreptatea, cu viniticii ăștia din 83-85 până la restructurare. După aceea, când s-a apărut restructurarea lui Gorbaciov, m-am înăripat o leac și am stat deschis să mă lupt cu dânșe. Atunci așa, dar după aceea am făcut un grup de sprijin la fabrică, era Alexandru Grigoraș, Petru Novischi, Victor Șveț și discutam tot vremea, discutam toate evenimentele ce se făcea. Și după aceea am auzit că în dealul Soroșii, la școala numărul 4, cum era atunci, acum e Ion Creangă, în oranjerie ce e acolo, este Vasile Mărzac, unii face repetiții cu orchestra lui, să strânge lumea care au aceeași idei. Și ne-am dus și noi seara acolo. Și de atunci am început, ne-am întâlnit cu oamenii, cu Jamba, cu... Cine mai erau? Da, asta vreau, cine erau oamenii? Cei care au fost la început în... Oamenii care au fost la început, știu, noi am format grupul nostru, Efim Zupcu, Mihai Rusnac, Sergiu Gânga, Vasile Mărzac, Ion Bostan, Mihai Hirescu, Andrei Baștovoi pe urmă și Sergiu Gânga mai pe urmă s-au alipit la noi. Și am format grupul de sprijin al Frontului Popular în Soroca, pentru al Frontului Popular din Moldova. Și după aceea am început lupta deschisă pentru tricolor, pentru renaștere națională. Și eram la fabrică, lucram la fabrică, aveam un căgăbist
în toată țara venea la mine, era numit șeful meu, adică în toată zi mă chema în... Monitoriza activitatea. În spis ceas mă chema, toată vremea o da pe femeie și afară, era Ana Maria, o da afară și conversa cu mine, mă ținea câteva jumătate de oră, vorbim și idei am, și probleme, și cu ce să facem, dar eu eram responsabil pe arme de la fabrică, pentru DOSAF, și aveam 12 arme. Ei, că nu mai afla că am și arme, de 8, au venit urgent și m-au pus să le dau în ascultare. Că eu am zis că, ce arme? Avem, să punem mâna pe arme, dacă nu se poate, e pașnică, să punem mâna pe arme și asta. Și Doamne ferește, să o mărzvese, mă ating tot locul, că ea că vor să pui mâna pe arme. Dar înainte de front, ați fost membru și pe Partidul Comuniștilor. De ce ați intrat? Am intrat, Vadim, cum? Mă duceam odată la Chișinău și în autobuz m-am întâlnit cu un om, cu un Valeriu Dorogan, în deal, mergea și el la Chișinău și eu îi spuneam, vrei, că mă lup, dar parcă cu mor de vânt în fabrică, știi, vorbeam, am orbit de drumul. El zice că, vei, te-aș sfătui să te înscrii, să participi la adunările lor, că altfel nu faci. Și am scris cerere. Ați vrut să fiți un fel de calul Traian sau cum? Da. Am scris cererile la fabrică. Nu găsăm oameni ca să ne dea recomandații. Comuniști trebuie eu. Fără recomandare nu se putea. Nu! Și cine ați găsit? Cine ați găsit? Am găsit pe Wenger. Leonid Wenger era înlocuitorul directorului. Și așa l-a găsit și apoi încă pe unul. Pe Wenger. Wenger. Și ne-a scris acolo că el... Adnoliub, un început acolo, mi-a scris, o caracteristică bună mi-a scris ca tare. Și când ești, m-au primit în rândul lor, în candidat în membri. Și am început să frecventez adunările. Și la adunări folosim tribuna. Prima dată, mă tem că eu am vorbit în limba română în la adunări, toată în limba rusă, ducea pe tot locul. În deopște, eu nu putem suporta limba rusă, fiindcă Adrian era în grupa pregătitoare la grădiniță numărul 17 și când se meargă la școală, trebuie să ducă în limba rusă. Și nu înțelege băieții așa, nici în rusă, nici în română. Și eu, Doamne ferește, de atunci am început tot dacă pentru grupul, sunt și grupul românească. Și nu pot. El așa și-a terminat. De atunci am început să spun la adunare de partid, am început eu a vorbi, că sunt început cu tezele, au venit aici de la Chișinău și de asta că am tras o cuvântare atunci, am și-am referat și-ala. Ce argumente aveați atunci? Păi să treacă la limba moldovnească, cum era atunci, va fi latină și noi suntem pe roșie, susținem mișcarea astea, Gorbaciov, restructurarea și toate acestea și am făcut pe gros acolo mie și nu mai multe, am făcut mai multe. Și am izbutit până la urmă totul, dar greu. Greu, fiindcă am avut lupte cu Martiniuc, că asta a fost o comunistă inveterată. Eu am fost voluntar, spun că de 2 săptămâni am fost voluntar cu un grup de voluntari în vremea găgăușilor. Când era răscoala aceea, da? Sau da, când găgăușii făceau gălăjie, data de 23 octombrie a fost dat ordinul guvernului să... Condus de Mircea Druc. Da. Ordinul guvernului să fie mobilizat voluntari, să plecăm la sud, da? Să liniștim pe Găgăuș. Și eu, ca om civic cu responsabilitate, ne-am adunat la Comitetul Executiv Raional în seara, dată 24. Ne-am adunat acolo și o parte a plecat, dar mai mult nu trebuiesc. Și un grup a plecat, dar eu am rămas. Dar eu am făcut agitații pentru ca lumea să vină și astea și că încolo eu am rămas. Mi-era rușine. Mi-era rușine, vedem că eu am făcut agitații și n-am plecat, știi? Și a data de 26 ne-am strâns iară, dar ne strângeam toată ziua. Că au spus că mai mult nu e nevoie să pleci voluntare.
Ne-am adunat la 26, când acolo un grup de băieți, tineri. Hai să plecăm. Ei au trimis autobusul în parc, executivul regional, Tanase era astea, responsabil, acolo și au trimis cu Glavan autobusul în parc, nu trebuie să plecăm. Băieții, un grup de 18 băieți, noi plecăm. Și vine la mine domnul Vasilie, mă atacă deputat, eu eram deputat în Sovietul Orășănesc. Consilier, cum acum, da? Da, atunci eram deputat, așa numește. Consilier în Sovietul Orășănesc, poate mergi cu noi. Zic, măi, băieți. Și ne-am suit în autobus de rută și am plecat în piața mare de la Naționale. Acolo ne-au întâlnit, era Victor Berlinski, Andrei Vartic și Gheorghe Hioara. Ei erau responsabili cu regulă, sunt drepte oameni la sud și astea, și m-au văzut pe mine și au hotărât să nu plecăm noi la sud, dar mi-a dat un emițător și un Ivă și un Icarus. Și responsabil pentru controlul, monitorizam toate posturile polițiști până la Bender și înapoi, până la Tighina. Uh-huh. În toată țara, eu cu Neva înainte, autocarul din urmă, ne-am oprit într-o fâșie frăsieră, am tăiat ciomeje, că eram înarmat cu ciomeje. Și mergeam, eu înainte, în urmă, eu cu emisătorul și ala, transmitem datele la toate posturile care le controlam, polițiștii erau împotriva mea, nu le plăcea că îi controlez, la gura băcului, toate posturile le controlam, până în Tighina. Și într-o seară am nimerit în ambuscadă, nu știam, am crezut că am nimerit în mâinile separatiștilor la Tighina. Ne-am grămat, dar era noaptea, și ne-am grămat, ne-am conjurat oamenii în Antalie, milițienești cu chipiuri, deci am venit la separatiști, precis. Când acolo a ieșit Grigore Vârtuosu. Erau ruguri acolo și eu îi se încălzeau. Grigore Vârtuosu. Dacă ai auzit de Grigore Vârtuosu, odată, nu știi? Nu. Grigore Vârtuosu a fost un om foarte de treabă la meeting-uri, la o demonstrație anticomunistă de la Chișinău în primele astea. El a luat drapelul înainte și am stat, a fost adunarea pe piața mare națională, atunci era piața altfel, nu știu cum. Și a luat drapelul și înainte de acolo strigau Iunăș, mă vă znaiem, ninada, dar noi am mers până la Academie de Știință și înapoi pe toate astea, toate astea, și de atunci l-au cunoștem pe Grigore. Dar când v-ați dat seama, apropo, că uite, sau ați conștientizat cine suntem? Că uite, nu suntem, cum zici, la școală moldoveni și suntem cu rușii și că suntem Uniunea Sovietică, dar de fapt suntem români. Când v-ați dat seama chestia asta și de unde? Seama ne-am dat-o prin tot. Eu nu înțelegeam cum oamenii, și când au venit fratele mamei Vitric de acolo, care au venit de pe asta, păi aceeași limbă, același asta. Tata meu avea cărțile de rugăciuni de astea în limba română. Eu citeam. Grafie latină, în limba română. Eu citeam. Pucisem, dar învățam încet, ușor așa citi. Și când acolo ne scria moșul meu, unchiul meu de pe Siprut, ne scria în grafie normală a noastră, română. Și citeam. Și de atunci am conștientizat cum așa, suntem două, cum putem simți două popoare dacă aceleași, vorbim aceleași limbă, aceleași scris avem, ca tare, nu știam scrisul, dar am văzut cartea aceea care, tata avea mai multe cărți de rugăciuni, și că erau credincioși și astea. Și mi-a dat seama de atunci, așa, mai târziu de-am astea, băi, dacă noi am avut aceeași țară, înțeleg, când la universitate ne transmitea istoria Moldovei, o cărțică așa i-a făcusă, și ne spunea că noi suntem popor diferit, că slavii au trecut, adică cum eram îngrădiți și slavii au sărit și au primit poporul moldovenesc. Și
Eu de atunci mi-am dat seama cum dracu poți să fie așa ceva. Alt popor, alte națiuni să vii și să devinim alt popor noi. Și de atunci dacă ne-am deschis ochii și anii de renaștere națională, atunci chiar ne-am afirmat tot că eu sunt român și punctum. Dar eu ca tare, acum vreo câțiva ani știu că noi ne tragem de la getodaci. Tragi getodaci, de atunci ne tragem. Văd și că inclusiv și hainele reprezentative, da, pentru daci. Daci, pentru... poftim. Aha, Dacia scrie, dar pentru cei care nu se reușească, da, am înțeles. Și veniți astfel îmbrăcat la evenimente mai deosebite, de unde le-ați achiziționat și ce reprezintă ele pentru dumneavoastră? Asta reprezintă mândria națională și ne-am făcut costum, mai să zic, dac modern. Uh-huh. Dacul din secolul 21. Da, ajunge pe cât reprezentăm opincele. Chiar nici nu-mi place cu port popular, ei sunt... Hai să ne modernizăm, de-am, suntem oameni maturi, suntem în veacul 21, trebuie să fim astea. Și am hotărât să nu mai fac eu haine cu astea, că am fost acum la Valea Uzului, peste Prut, la mormântul eroilor români care au căzut cu ungurii la hotarul acolo. Și... acolo se duce în luptă, ungurii au scos pe crucile de pe mormintele noastre, orașul, ostașilor noștri, le-au aruncat. Au fost cruci de beton, de astea le-au farmat și le-au dat și au pus altele și iar le-au scos și astea. Și acolo e luptă. Și am fost acolo, am participat, poate nu știu, ai văzut, poate pe Facebook am pus acolo. Am participat eu și cu Vasilie Sinigur de la Chișinău am fost. Am participat, am recent, luna trecută. Și am fost acolo și știu cine sunt eu, știu de unde ne tragem, cine suntem și trebuie să educăm tineretul. Dar tineretul de azi nu vrea să știe nimic. Nu interesează nimic cine, de unde se trag. Depinde de tineri. Dar apropo, mereu participați la 1 decembrie 27 martie, evenimentele care au loc cu prilejul Zilei Unirii, nu v-ați săturat să participați la dânsele? Nu ar fi cazul deja, să nu sărbătorim 100, 105 și 100 nu știu cât, dar deja de reparat greșeala istorică și de făcut Unirea. Cum am putea paște? Cum o vedeți dumneavoastră? Decât doar să sărbătorim, dar de fapt să fim încă două țări, două state separate, că nu suntem o țară republică. Da, eu trebuie să dăm jos hotarul la Prut, să dăm jos vamele, fiindcă eu am avut un grup chiar în Frontul Popular am avut un grup aparte, când la primul pod de flori am vrut să luăm cleștile în buzunar și zicem să tăiem sârmă ghimpată. Și erau oameni care vreau să margă, dar așa a fost politica celor de sus. Cu un cântic, o poezie nu faci unirea. Trebuie să facem activități, să vadă lumea că facem ceva. Așa și s-a făcut atunci, s-a făcut așa un fel de întâlnire între frați, dar încă nu ne numeam frați, nu știu cum așa se primea. Adică și... pe lângă pod de flori să fie și poduri reale și infrastructură. Da, trebuie real să trecem Prutul, nu numai până la mijlocul ăsta cum am trecut podurile celea, dar trebuie să trecem parcea ei acolo, noi încolo, trebuie o săptămână măcar să fie cum trebuie, să fie unire, dacă reunire, ca nu unire. Unirea au fost în 1812. 1918. Și eu socot că trebuie să... Dar nu avem încotro. Noi trebuie să facem manifestațiile astea, să vedem, să vadă lumea că suntem. Și să atragem lumea mai multă. De atâta eu am fost la forumul românilor de pretutini la București. Și am vorbit și acolo de treaba asta, să ne ajute, să facem manifestații, dacă facem manifestații, să facem manifestații, că noi facem tot din banii noștri, le-am lămurit acolo. Nu prea înțeleg, unii nu prea... Sunt foarte mulți prostiput care tot nu înțeleg, ca și aici. Parcă înțeleg, parcă nu înțeleg. Când real să vezi ceva, să facă, noi în partea asta suntem mai patriotici de partea aceea. Iar că așa cum la Valea Uzului, eu am văzut că
Eu și cu Vasile, poate știi Vasile Sinigur, care o spart geamul guvernului cu Zduganu. Am auzit probabil ceva. Păi, are dar uneori vine poate aceste, să nu fie neapărat dus la extremii, dar să fie altceva. Nu, eu i-am spus, nu trebuie Vasile să facă așa, dar l-au folosit veteranii. Veteranul l-au folosit pe celălalt și veteranul s-a dat la o parte și a zis că e provocator. Noi rugăm invitați să ne aduc trei fotografii din albumul de familie. Care le-ați ales dumneavoastră și cine sunt aceste fotografii? Iată, aceasta e prima fotografie la nunta noastră cu soția, care a avut loc la Chișinău. Am făcut-o... Ce dată? Data de 12 iunie 1979. Am făcut-o în încăpere, în apartamentul în cuiam la o nană de-a soției. Acolo curiam și acolo am făcut, nu am făcut mare nuntă, o leacă așa, rudele. Și sunt aici mama, tata, bunica, soția mea n-a fost, mama ei a murit de, când avea 10 ani și au crescut cu bunica, ele două surori și așa, nevoiaș am fost. Am făcut nuntă și ne-am pus pe treabă, am spus că prima bogăție să fie copiii. Și asta. Și după... arătați-ne fotografia copiii, deja să vedem bogăție. După aceea, iată, asta e prima fotografie cu drapeul, cu drapeul tricolor pe astea în 1988. Aici, noi atunci ne-am pus tricolorul, am pus la masă ca cu toți copiii, Adrian și Ariadna. Și noi, așa o leacă tinerie, o leacă însuriț, asta era. Și acum casa dumneavoastră deosebește că are tricolorul pe ea. Da. Păi, mai are cineva așa ca mine? Nu cunosc, cel puțin. Nicăieri. Am văzut în Soroca, erau cu tricolorul Republicii Moldova, dar acolo pic era... Păi nu, eu nu recunosc tricolorul. Maca că am luptat pentru așa, dar nu recunosc. Eu am luptat pentru tricolorul românesc a nostru. Când se vorbea de anii 90, spunea foarte des că el ți-l minte când mergea pe Vasile Preuteț pe cal în oraș, ca voivod Simon cel Mare. Văd fotografia. Iată, asta e fotografia data de 25 august 1900. Deci 25 august 1990, da. Sărbătoarea limbii române, strada viilor din Soroca. Da, asta e, aici eu eram șef la fabrica de tricotare, colectivul cel mai mare, cusut și croit. Șeful unei secții, nu a fabricii. Nu a fabricii, a secției de croit, cusut și croit. Aveam 800 și ceva de oameni în funcție. Și am organizat, nu am venit așa ideea să... Trăiam pe strada Morgenstern, dacă ți-ai minte. Și tot fosta, fosta Vilor, acum e Vilor. Da. Da. Ce am făcut eu? Iar nu mi-a ieșit așa idee în cap. Am pus să schimb strada, să fie Vilor, nu Morgenstern. Morgenstern a fost un ilegalist bolșevic care avea nimic cu Soroca și cu asta. Și am hotărât... Și Vilor s-a ales? Erau vii acolo cândva? Da, acolo au fost vii. Până când se construie fabrica, chiar în fabrica, aici, în magazinul ăsta, toate aici erau vii. Erau gospodării oamenilor. Era, și e celor de la Bujărăuca. Era preotul aici și tot până încolo, erau vii. Erau multe vii. Și se numea strada Vilor. Și am hotărât. Am mers la toate casele, deci cu etaj, toate casele, din ușă în ușă, am mers și am organizat cu femei, cu asta să sfințăm strada, să schimbăm strada. Și am întâlnit cu Adrian Baciu, preotul din deal, și am convenit să vină să sfințați strada. Am organizat colectivul fabrici, astea, colectivul secției mele, fără Martiniuc, fără astea, de-am s-au alăturat, am văzut, s-au alăturat și contentul sindical au venit așa, dar eu am organizat, am făcut tot. Și am schimbat strada așa, am făcut la toate casa, toate casa și le-am sfințit, până jos, până la Nistru, toate casele, și femeile, au pus colaj, singur, am organizat frumos. Și am făcut o sărbătoare, cum nu a fost niciodată atunci. Dansa lumea, cântam, eu eram Ștefan cel Mare pe cal și astea. Am fotografii mai mult, mi-a spus să aduc o fotografie și de atâta. Și am recitat asta, fraților rămâneți frați și mai multe am făcut și am schimbat strada, atunci eu am fost primul om care a schimbat străzile în Soroca. Mulțumim pentru participare, mulțumim pentru că ați povestit sorocenilor fiile din istoria
nu doar a dumneavoastră personal, dar și din istoria orașului, orășenilor, ca să cunoască, până la urmă, cine am fost, cine suntem și anumite crâmpeie din istoria noastră locală. Noi suntem români, punctum, catare, noi suntem Draco, Geto, Daci, români. Draco sau Daco? Traco. Traco. Fiindcă Burebista a unit toate triburile și a format un stat. A fost un stat foarte puternic, Tracia. Și după aceea, trădătorii, neamul nostru are parte de mulți trădători. Și nu numai nostru, dacă e... Păi da, dar mai mult neamul nostru, așa e asta, nu-și păstrează conducătorii. Pe toți i-au jertfit, înțelegi, pe Burebista, Decineu, pe toți, Decebal a fost ca el singur s-a aruncat în Sulis, dar a fost biruit de către Imperiul Roman. Și mie îmi place că acum imnul deșteaptă România statului nostru cântă, se proslăvește Traian Ocotropitorul. Nici o țară nu e așa ceva care proslăvește cei care i-au colonizat, i-au cotropit. Bine, istoria până la urmă spune că suntem noi, suntem urmașii dacilor și a romanilor, vrem, nu vrem. A dacilor suntem. Doar a dacilor. Bine, dumneavoastră. Mult sănătate, mulțumim pentru participare și dumneavoastră mulțumim că ați fost alături de noi.